Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta, singura emisiune care va aduce toate informațiile la zi despre vreme, climă și planeta noastră. Am avut parte de o săptămână cu vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate, chiar caniculare în sud-estul țării, dar și cu instabilitate atmosferică în nord și în vest. Rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute. Vorbim despre starea actuală a turismului intern și internațional, despre Statele Unite ale Americii, răsfăim calendarul științific și meteodicționarul și, bineînțeles, nu vor lipsi nici datele despre vreme. Pentru început, ținem să vă atenționăm în legătură cu creșterea numărului de îmbolnăviri cu COVID-19. La noi în țară situația nu este deloc bună, așa că specialiștii reînnoiesc îndemnurile de a ne proteja. Purtați corect masca, evitați zonele aglomerate și spălați-vă pe mâini cât mai des. Nici alte țări nu stau mai bine. Mii de noi infecții au fost înregistrate în Statele Unite, ajungându-se la un nivel record de la începutul pandemiei, iar spitalizările cresc în mai multe focare. Cu toate acestea, americanii nu se lasă convinși să poarte măști de protecție. Rămânem în Statele Unite pentru că astăzi este 4 iulie. Ziua Independenței este o sărbătoare federală care celebrează adoptarea Declarației de Independență a Americii. La data de 4 iulie 1776 a fost declarată independența față de regatul Marii Britanii. Ziua Independenței este deseori asociată cu focuri de artificii, parade și evenimente private care sărbătoresc istoria, guvernul și tradiția Statelor Unite. Ziua Independenței este ziua națională a Statelor Unite. Din păcate, anul acesta s-a renunțat la paradele multicolore, iar focurile de artificii vor avea loc fără spectatori. Acum ne întoarcem în România pentru a afla cum stăm cu vremea. Iată că ne așteaptă în continuare temperaturi foarte ridicate. În sudul și în sud-estul țării, meteorologia anunță temperaturi la umbră de 35-36 de grade Celsius. În ceea ce privește nebulozitatea atmosferică, aceasta va cuprinde treptat cea mai mare parte a țării. Vor fi averse, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, dar și căderi de grindină. Meteorologii ne atenționează în acest fel, mai ales că local se pot strânge cantități importante de apă, iar izolat se pot depăși 60 de litri pe metru pătrat. Haideți să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Iată că la amiază, așa cum vă spuneam, din nou se vor înregistra valori de peste 30 de grade. Cea mai ridicată valoare de 36 de grade va fi în sud-estul țării. Cu detalii revin peste câteva minute în principala rubrică Meteo. Calendarul științific ne spune că astăzi se împlinesc 166 de ani de la nașterea unui important om de știință român. Este vorba despre Victor Babeș, cunoscut bacteriolog și morfopatolog, autorul primului tratat de bacteriologie din lume și fondatorul Școlii Românești de Microbiologie. Activitatea științifică a lui Victor Babeș a fost vastă, cu un accent deosebit pe bolile care măcinau populația la acea vreme, tuberculoza și lepra, introducând, printre altele, vaccinarea antirabică și seroterapia antidifterică. Mai multe detalii imediat. Victor Babeș s-a născut la 4 iulie 1854 la Viena, într-o familie instruită. Tatăl său a fost deputatul Vincențiu Babeș, profesor și ziarist din Banat, iar mama sa, o austriacă dintr-o influentă familie vieneză. A studiat medicina la Budapesta, apoi la Viena, unde și-a luat și doctoratul. Babeș și-a început cariera științifică în Budapesta ca asistent în laboratorul de anatomie patologică. În urma descoperirilor făcute la Paris de către Louis Pasteur, este atras de microbiologie și pleacă în capitala Franței, unde lucrează un timp în laboratorul lui Pasteur. În 1885 publică primul tratat de bacteriologie și începe colaborarea cu cei mai renumiți bacteriologi ai Europei. După 2 ani, în 1887, Victor Babeș este chemat la București ca profesor la Catedra de Anatomie Patologică și Bacteriologie. De numele lui Victor Babeș se leagă îmbunătățirea stării sanitare a populației, în special în combaterea și prevenirea pelagrei și a tuberculozei, care atunci aveau extindere în masă. Premiat de 3 ori de către Academia franceză, Victor Babeș a descoperit 50 de microorganisme, dintre care multe îi poartă numele. Pandemia de coronavirus ne-a ținut pe loc în ultimele 4 luni, însă vremea frumoasă și caldă ne face să ne dorim o vacanță. Care sunt destinațiile sigure în această perioadă, ne spune Cristi. Cristi, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Da, situația este foarte dinamică în ceea ce privește destinațiile de vacanță, în sensul că aproape în fiecare zi Uniunea Europeană updatează lista țărilor care sunt în zona galbenă, zona roșie și zona verde.
În zona roșie nu putem circula, pentru că există restricții de ambele părți. În zona galbenă există restricții cel puțin de o parte, iar în zona verde putem circula. România, după cum știți, pentru că au crescut cazurile de infectare în ultimele zile, a intrat în zona galbenă. Și acum nu trebuie să ne mai punem întrebarea, din zona verde plecând, nu trebuie să ne mai punem întrebarea unde este sigur să plecăm noi, ci cine ne mai primește. Vorbim de un nou formular pe care trebuie să-l avem asupra noastră în momentul când ajungem la punctul de trecere al frontierei dintre Bulgaria și Grecia. Acest formular presupune, pe lângă completarea datelor noastre cu caracter personal, nume, prenume, adresă, este practic o declarație pe propria răspundere prin care noi spunem că nu am intrat în contact cu persoane purtătoare de COVID testate pozitiv în ultimele două săptămâni, pe de o parte, și pe de altă parte trebuie să spunem în ce destinații externe am mai fost în aceste două săptămâni, dacă am fost. Este un caz, este o situație pe care grecii, sau mă rog, acest formular, grecii l-au introdus pentru a spori măsurile de securitate naționale. Doar pentru Grecia există acest formular? În acest moment, da, pentru Grecia există acest formular. Cu siguranță, în zilele următoare, în săptămânile următoare, fiecare țară își va adapta propriile politicile de intrare în țară sau politicile astea de migrație turistică în funcție de necesitățile fiecăreia. Dar în acest moment, zona noastră de circulație se restrânge pe zi ce trece. Încă există aceste vacanțe pentru senior voiaj. Care sunt condițiile pentru călătoriile cu autocarul? În acest moment, dacă ne referim fix în luna iulie, să zicem, sau luna august, condițiile sunt destul de dure, ca să zic așa, pentru că deși nu există această diferențiere în autocar, adică să avem două rânduri libere sau ceva de genul ăsta, toți pasagerii vor trebui să poarte măști pe durata călătoriei. Și dacă vorbim de senior voyage pe Grecia, de exemplu, unde avem 10-12 ore de stat în autocar, aceasta, din păcate, nu este o opțiune, mai ales pentru persoanele în vârstă. În acest moment, nu cred că ar trebui să ne gândim la vacanțele de seniori, acest tip de vacanțe pe care l-ai menționat mai devreme, până în lunile septembrie-octombrie. După ce îmi spui, e clar că trebuie să alegem o vacanță în țara noastră, la ce ar trebui să se uite turistul pentru a alege o destinație în România? În România situația este din ce în ce mai complicată și asta din cauza noastră. Pentru că în ultimele zile, cel puțin pe litoral, nu s-au respectat regulile de distanțare socială de absolut nicio culoare și atunci autoritățile, iată că în momentul de față se gândesc foarte serios să impună niște restricții foarte dure în ceea ce privește circulația turistică pe litoral sau pe Valea Prahovei, iar asta pe bună dreptate. Am văzut că au crescut destul de mult prețurile în ultima perioadă, probabil datorită cheltuielilor împotriva coronavirusului. E corect ca turistul să suporte aceste cheltuieli? Asta este discutabil. În ceea ce privește creșterea cheltuielor, aici sunt două paliere de preț, cel puțin pentru România. Probabil că și pentru celelalte state funcționează cam la fel. În primul rând este sezonul ratat și oamenii trebuie să-și acopere din cheltuieli, din cheltuielile pe care le-au făcut în lunile anterioare. Pe de o parte și pe de altă parte, da, aceste noi norme de protecție sanitară vin cu niște costuri la pachet. Dacă mergem sau nu în vacanță, depinde și de evoluția vremii. Haideți să vedem acum pe larg ce spun meteorologii. Iată că în această noapte, în nordul, în centrul și în sudul țării, pe arii extinse vor fi averse, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. În restul țării, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene pot să apară cu totul izolat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade Celsius. Mâine, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe arii extinse vor fi averse, tunete, fulgere, intensificare ale vântului și căderi de grindină. Excepție vor face regiunile estice, dar și extremitatea vestică, unde astfel de fenomene pot să apară, dar pe spații foarte mici. La amiază, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade Celsius. În București, în această noapte, sunt condiții pentru averse, iar spre dimineață în termometre vor fi 21 de grade. Atât mâine cât și poimâine, vremea va fi călduroasă, local caniculară la orele prânzului, însă după amiaza și seara, norii se vor înmulți și vor lăsa ploi zgomotoase de vară.
La munte, vremea va fi, în general, instabilă. Pe arii extinse va ploua în majoritatea masivelor, iar aici, local, se pot strânge cantități importante de apă. În aer vom avea cel mult 23 de grade în stâna de vale. În schimb, la malul mării, vreme frumoasă și foarte caldă. Aveți mare grijă când vă expuneți la soare. În aer, meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 29 și 33 de grade. Apa mării din ce în ce mai caldă, iată, are o valoare de 26 de grade. La nivelul întregii țări, ziua de luni ne va aduce vreme instabilă în sud-vest, în nord, în centru, la deal și la munte. Pe arii extinse va continua să plouă. În restul țării cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene pot să apară, dar pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor tinde de această dată către 37 de grade, tot în sud-estul țării, unde vremea va fi caniculară. În zilele de vară, cu precădere dimineața și seara, cei care locuiesc în preajma grădinilor și parcurilor au ocazia să audă minunatul cântec al păsărilor. Cu siguranță v-ați întrebat cum se numesc păsările pe care le auziți cântând. Ei bine, vă oferim acum ocazia să identificați trilul. Imaginați și numele câtorva păsări cântătoare, fără alte comentarii. După atâtea triluri, care mai de care mai melodioase, cu siguranță vă întrebați care este pasărea care cântă cel mai tare. Ei bine, există o pasăre al cărei cântec este mai zgomotos decât un ciocan pneumatic sau un concert rock. Ascultați puțin! Această pasăre trăiește în regiunea amazoniană și a fost declarată ca fiind cea mai gălăgioasă de pe fața pământului. Cântecul sau chemările sale de împerechere au intensitatea unei bormașini aflate în funcțiune, adică 125 de decibeli. Ce este decibelul? Aflăm imediat. Decibelul este o măsură logaritmică a raportului dintre două puteri. Este folosită în acustică, fizică, electronică. Este a 10-a parte dintr-un bel, unitate de măsură pentru intensitatea sunetelor, reprezentând raportul logaritmic dintre intensitatea undei sonore măsurate și intensitatea la pragul de audibilitate. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în Europa. Mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice, atmosfera va fi însorită, iar la amiază se vor înregistra temperaturi caniculare, 37 de grade vor fi în Madrid. În schimb, în țările vestice și în cele nord-vestice, pe lângă perioadele însorite, vor apărea și perioade înorate, iar local va ploua. În peninsula italică, vreme frumoasă pe parcursul zilei de mâine, iar la amiază, în Roma, vor fi 34 de grade. În cea mai mare parte a peninsulei balcanice, atmosfera va fi instabilă, iar după orele prânzului vor fi averse, fenomene electrice și intensificări ale vântului. 28 de grade vor fi în Belgrad și 25 de grade în Sofia. În țările centrale și în cele de răsărit, pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi destul de însorită, doar pe arii restrânse va ploua în țările centrale, în timp ce în peninsula scandinavică vremea s-a stricat, plouă destul de mult, iar temperaturile au scăzut bine, doar 17 grade mâine vor fi în Oslo. Să vedem acum și alte fenomene și valori din termometre în alte zone de pe glob. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem și mâine de la ora 19:35 de minute, când vorbim despre mediu. Vă las acum cu imaginea zilei, dar nu uitați că ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook, unde vă așteptăm mesajele și fotografiile. Poza dumneavoastră poate deveni imaginea zilei la E vremea ta. O seară frumoasă, pe curând!